De la un an la altul, populația României scade simțitor. Dacă în 1989 erau peste 23 de milioane de români, acum statisticile arată că sunt cu 4 milioane mai puțin. Pentru prima dată din 1968, România a scăzut sub 20 de milioane de locuitori, iar specialiștii Institutului Național de Statistică preconizează ca până în 2040 populația României să scadă spre 17 milioane de persoane. Pe lângă faptul că cei mai mulți români refuză să facă mai mulți copii, de teamă că nu vor avea posibilitatea de a întreține, foarte multe persoane au decizia de a emigra. Aproape 290.000 de români pleacă anual în străinătate, atrași fiind de salariile mai mari, de perspectivele profesionale și de traiul decent pe care îl pot avea acolo. Nici când vine vorba de statistică natalității, lucrurile nu stau mai bine. În 2013, s-au născut cei mai puțin copii de după al doilea război mondial, sub 180.000, în timp ce numărul deceselor a fost de aproape 247.000 de persoane. Potrivit specialiștilor, nu doar lipsa banilor îi determină pe tineri să nu mai facă copii, ci și faptul că România nu poate oferi mai mult micuților. Asta face ca fenomenul de îmbătrânire a populației să fie unul dintre cele mai accentuate din Europa, estimându-se că în 2060 vom ajunge la 13-14 milioane de persoane. Îngrijorător este și faptul că prea puțin tineri reușesc să mai plătească pensiile. La acest moment, deficitul din sistemul de pensie este deja de 3 miliarde de euro. În curând, fiecare salariat va trebui să asigure veniturile pentru doi pensionari. România se află în situația în care salariații și pensionarii sunt în număr aproximativ egal peste 5 milioane.